Bună dimineața și bine v-am regăsit la Euronews România. Eu sunt Radu Hângănuț și vă aduc cele mai importante titluri ale acestei ore. Prezentată ca o urgență legislativă, ridicarea plafonului de impozitare a pensiilor la 3.000 de lei va trece astăzi de Camera Deputaților. Inițiativa este deja disputată electoral între partenerii de coaliție, dar și de opoziție. Și în tot acest timp, mii de pensionari stau și astăzi la cozi la oficiile poștale din țară, pentru că mulți dintre ei nu și-au primit deciziile de recalculare, așa că merg să și le ridice personal. Sistemul de rachete Solar Patriot va fi donat în cele din urmă Ucrainei. Proiectul a fost adoptat de Senat, ajunge astăzi în Camera Deputaților, după care va fi livrat imediat. Și continuă protestele chiar violente în Israel. Zeci de mii de oameni au manifestat violent la Tel Aviv, nemulțumiți de felul în care criza ostaticilor este gestionată, în timp ce Marea Britanie anunță că va opri livrările de arme către statul evreu. Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență prin care sunt majorate pragurile pentru acordarea ajutoarelor sociale pensionarilor cu venituri mici, ale căror pensii au crescut în urma recalculării, astfel încât oamenii să beneficieze în continuare de facilități pentru alimente și medicamente compensate. De asemenea, premierul a anunțat că cererile pensionarilor nemulțumiți după recalculare vor fi verificate și toate vor primi un răspuns cât mai rapid. În cazul tichetelor sociale pentru alimente, creștem limita de venituri de la 2.000 la 2.210 și pentru pensionarii care beneficiază de compensare cu 90% a prețului de referință a medicamentelor, majorăm plafonul de venit de la 1.830 la 2.020 pe lună. Astfel susținem cu fiecare dintre aceste forme de sprijin peste 2 milioane de oameni pensionari, persoane cu dizabilități sau familii monoparentale. Venim cu o decizie importantă și în privința ajutorului pentru încălzire. Sumele rezultate în urma recalculării pensiilor nu se iau în calcul la stabilirea drepturilor pentru acest tip de ajutor. Rămâne valabil ultimul talon de pensie emis înainte de recalculare. Toți cei care dovedesc că li s-a aplicat eronat recalcularea pensiei vor primi un răspuns prioritar, cu detalii clare privind rezolvarea situației. În cazul pensionarilor nevăzători și cu dizabilități, pregătim rapid un mecanism de compensare ca să le asigurăm o pensie decentă. Prima urgență a coaliției PSD-PNL este dezbaterea în regim de urgență a proiectului de lege privind majorarea plafonului de impozitare și a pensiilor la 3.000 de lei. Adoptăm un proces accelerat acest proiect și dăm astfel timp caselor de pensii să pregătească sistemul pentru a aplica decizia din 1 octombrie. Prezentată ca o urgență legislativă, ridicarea plafonului de impozitare a pensiilor la 3.000 de lei va trece astăzi de Camera Deputaților. Prezentată ca o reparație în urma efectului recalculării pensiilor, inițiativa este deja disputată electoral între partenerii de coaliție, dar și de opoziție. Cu detalii vine colegul nostru, Marius Vulpe. Bună dimineața, Marius! Spune, te rog, dincolo de calculele electorale, ce câștigă un pensionar în urma acestei măsuri? Bun găsit tuturor! În momentul de față, după cum bine știți, orice pensie mai mare de 2.000 de lei este impozitată cu 10%. De exemplu, pentru o pensie de 3.500 de lei, în momentul de față, se impozitează cu 10% diferența care depășește acest plafon de 2.000 de lei. Adică 1.500 de lei sunt impozitați cu 10%, ceea ce înseamnă că la final se trage o linie și avem o pensie de 2.850 de lei. Dar în momentul de față, în urma recalculării pensiilor, s-a constatat că peste 3 milioane de pensionari au depășit pragul neimposabil de 2.000 de lei, iar peste 800.000 din aceștia au depășit nivelul de 3.000 de lei. Drept urmare, s-a venit cu o măsură, o măsură care are și impact electoral, că suntem în an electoral, o măsură prin care
se vine cu ridicarea nivelului neimpozabil la 3.000 de lei, ceea ce face ca în cazul unei pensii de 3.500 de lei să se aplice această cotă de impozitare de 10% doar pentru diferența de 500 de lei. Asta înseamnă un impozit de doar 50 de lei pentru o pensie brută de 3.500 de lei, ceea ce face ca de la 1 octombrie un pensionar să primească o pensie de 3.450 de lei cu 100 de lei mai mult față de situația actuală. Acest lucru însă nu înseamnă că pentru guvernul PSD-PNL că au și rezolvat problema impactului bugetar, pentru că vorbim de un impact bugetar de 800 de milioane de lei, care nu este prevăzut în proiectul de lege care se află în momentul de față la Comisia de Buget Finanțe, iar aici trebuie să vină Ministerul Finanțelor clar și cu sursa de impact bugetar, astfel încât acest proiect de lege să nu aibă vicii de neconstituționalitate. Cu toate acestea, actuala majoritate este decisă ca astăzi să dea și vot final în plenul Camerei Deputaților, plen decizional, iar în urma votului care va fi dat astăzi, proiectul de lege merge la promulgare pentru a intra în vigoare, așa cum am spus, începând cu data de 1 octombrie. Marius, îți mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Când nu apar gropi pe șoselele din România, asfaltul de pe șosele sare în fața pietonilor și în fața mașinilor. S-a întâmplat în capitala României, care este explicația acestui incident imediat la știri. Guvernul pregătește o amnistie fiscală atât pentru firme cât și pentru persoanele fizice în încercarea de a aduce bani în plus la buget. În ședința de guvern, premierul a anunțat că cei care își plătesc taxele până la 25 noiembrie scapă de penalități, iar contribuabilii corecți, cei cu taxele plătite la zi, vor fi recompensați cu reducerea taxelor. Daniel Coman a citit proiectul și ne spune mai multe. Bun găsit! Nu mai e de mult un secret pentru nimeni că statul are nevoie de bani și a găsit modalitatea să-i strângă prin acest proiect care deocamdată e într-o formă provizorie, trebuie să precizăm asta, guvernul vrea să ne motiveze pe noi toți, persoane fizice sau juridice, să ne plătim datoriile. Și vă propun să începem cu măsurile care ne vizează pe noi cetățenii. Pe scurt, cei care își plătesc datoriile până la data de 25 noiembrie scapă de o parte dintre ele. Pragul luat în calcul este cel pe care îl vedeți aici, 5.000 de lei. Cei care au restanțe mai mici de 5.000 de lei și le achită sunt iertați de jumătate din datorie. Adică dacă aveți o datorie de 3.000 de lei, plătiți doar 1.500. Peste pragul de 5.000 de lei, scutirea este de 25% din cuantumul datoriei. Foarte important, ambele categorii beneficiază de anularea accesoriilor, adică nu plătesc dobânzi și penalități acumulate în baza acestei datorii. Când vine vorba despre firme, aici statul folosește un alt sistem, cel de bonificație, adică statul scade 3% din valoarea impozitului pe profit sau a impozitului pe venit pe care persoanele juridice îl au deplătit. Asta însă cu condiția achitării integrale a datoriei până la 25 noiembrie, la fel ca mai devreme. Și am făcut un calcul, vă propun să vedem ce înseamnă mai exact această măsură pentru o firmă cu un profit de 100.000 de lei. În România, impozitul pe profit standard este 16%, adică 16.000 de lei în cazul firmei noastre. Asta ar avea de plătit în mod normal. Bonificația de 3% se aplică impozitului, adică celor 16.000 de lei, și ar fi în cazul nostru 480 de lei. Mare atenție, nu sunt bani pe care firma îi primește, ci bani pe care îi poate folosi anul viitor pentru compensarea cu alte impozite și taxe. Proiectul de lege pe care îl pregătește guvernul este mult mai amplu. El nu vizează doar impulsionarea cetățenilor și firmelor să-și plătească datoriile, ci prevede și limitarea mai multor categorii de cheltuieli. Iar asta pentru că statul are nevoie de bani. Peste 100 de oameni, printre care și 21 de copii, sunt afectați de inundațiile care au lovit la sfârșitul săptămânii trecute localitatea Constanțeana Amzacea. Comuna se află în sudul județului și are 2500 de locuitori. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență îi va ajuta pe sinistrați cu locuințe modulare, paturi, dar și saltele. În urma inundațiilor, toată zona a rămas și fără apă potabilă. Construcțiile modulare vor putea adăposti 24 de oameni. Pentru restul, primăria nu are decât soluții provizorii, paturi și saltele, iar cine poate doarme la rude, la vecini sau în sediul instituției. Am încercat să urc sus, am urcat pătuțul fetiței de 11 luni, 10 luni.
am urcat sus, în fine, am încercat să scoatem ceva, într-un final s-a luminat afară și au venit și pompieri, am scos fetița în albia de acolo. Tot, parchet, tot, aragaz, frigidere, tot ne-a distrus. După ploile puternice din weekend, nu există om în Amzacea care să nu aibă de suferit. Noi suntem la o altă familie de aici, din Amzacea, care a fost afectată de această viitură extrem de puternică. Gardul acestei locuințe a fost pus la pământ de apa puternică. Se vede și apa în șanț. Această familie are 120 de stup, sau mai bine spus avea, pentru că și aceștia au fost luați de apa puternică. Nu mai s-a ales nimica, toți s-au dus, acum spală doar ramele. Unii nici nu i-au mai regăsit. Pentru că unde te duci tu pe câmp cu o apă așa de mare, unde te duci? Problema este că întreaga localitate a rămas fără apă potabilă după viiturile din weekend. Și aici autoritățile tot o soluție provizorie au găsit. În zona a fost adusă o cisternă cu 20 de tone de apă, iar sinistrații trebuie să împartă între ei și 20 de baxuri de sticle îmbuteliate. Furtuna a provocat pagube însemnate și în Vama Veche. O bucată de câțiva zeci de metri de plajă a fost ruptă de ape, iar vântul puternic a luat pe sus umbrele și șezlonguri. Angajații plajelor încearcă acum să salveze ce se mai poate. O să le punem la uscat, după aia o să urmeze să le ștergem, să le recuperăm. Cam ce pagube au fost așa? Păi cu saltelele, vă trei rânduri de plajă care s-a făcut gaură înăuntru. Bănuiesc că au fost distruse și șezlongurile. Da, foarte multe. Au fost duse în partea cealaltă a plajei. Ștefan Vasilache, Vama Iot cu ștate vechi. De câțiva ani vine în luna mai cu rulota lui pe plaja din Vama Veche și stă până târziu în septembrie. Furtuna de la sfârșitul săptămânii trecute era însă cât pe ce să fie fatală. Puhoiul de apă l-a luat pe sus cu tot cu mașina în care dormea. Am avut și neșansa că am fost exact pe porțiunea acolo, am fost pe direcție și a bătut chiar în mine și am aflat târziu că nu s-a mai putut face nimic. Eu am ieșit din mașină, dar m-a luat viitura asta și m-a trântit. Erau mai lemne, dar mi-au prins și bine. Acum m-am agățat de șezlonguri de asta, că altfel sunt mulțumit că n-am ajuns în mare, că eu am scăpat că m-a luat șuvoiul. Și o să mă coste reparațiile, adică, nu știu, 2-3 mii de euro, dar asta e. Județul Constanța a fost sub avertizare cod roșu de ploi torențiale timp de 2 ore sâmbătă dimineață. În Mangalia, cantitatea de precipitații a ajuns la un nivel record, de peste 200 de litri pe metru pătrat. Paguba a fost însă în mai multe stațiuni de pe litoral, dar și în alte localități. Case și curți inundate și mașini luate de puhoaie. Cea mai mare parte a țării se află așadar astăzi sub cod galben de caniculă, iar pentru câteva județe din vest este chiar cod portocaliu. Aici temperaturile maxime ar putea depăși 37 de grade Celsius. Mai multe detalii aflăm de la Alexandra Roșioară, meteorolog ANM. Pentru astăzi avem în vigoare o avertizare meteorologică formată dintr-un cod galben și unul portocaliu. Codul galben este valabil pentru cea mai mare parte a țării, vizează temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor fi în general de 32-35 de grade, sunt temperaturi cu peste 7-10 grade a ceea ce ar trebui să înregistrăm în această perioadă. Codul portocaliu este valabil pentru județele Arad, Timiș, Calea Severin și Mehedinți. Aici temperatura maximă va fi în jurul a 37 de grade, va fi și disconfort termic ridicat, indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, tot aici și temperaturile minime vor fi de 18-20 de grade. Pentru astăzi ploi puține la munte, la fel și mâine și în zonele deluroase din sudul țării. Averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat pot fi și cantități mai însemnate de apă, 15-25 de litri pe metru pătrat. O explozie la o conductă de gaze a dus la surparea asfaltului intersecția dintre Șoseaua Viilor și strada Constantin Istrate din București. Se făceau probe de presiune cu aer pentru a extinde rețeaua de gaze. Din cauza incidentului, traficul în zona a fost restricționat pe o bandă. Explozia a avut loc pe sensul de mers dinspre strada Fabrica de Chibrituri către Piața Eroii Revoluției.
Imaginile surprinse de camerele de bord din zonă arată cum mai multe mașini circulau la nici 5 metri de locul în care a avut explozia. O echipă de la Distrigaz a reușit să remedieze problema și continuă să verifice zona pentru a se asigura că țeava nu prezintă alte fisuri și că nu se va mai repeta un incident similar. Circulația va rămâne restricționată până la finalizarea lucrărilor. Sunt cozi la oficiile poștale pentru ridicarea deciziilor de recalculare a pensiilor și asta pentru că poștașii nu mai reușesc să ducă la adrese toate deciziile. Directorul Poștei Române a declarat în direct la Euronews că situația nu este una surprinzătoare, iar lucrurile vor reveni la normal începând de miercuri. Este oarecum o situație așteptată, pentru că este prima zi după finalizarea perioadei de livrat decizii. Și sunt unii pensionari care n-au primit deciziile sau poate că le-au primit avizate și au optat să vină în prima zi de distribuire de pensii la oficiu poștal să își ridice decizia, să își ridice pensia, să întrebe de ce n-a primit decizia și în felul ăsta s-au generat unele cozi, dar cozile au fost în special dimineața. Avem un grad de distribuire estimativ la aproape 96%, peste 95%, restul fiind aceste decizii avizate. Deci este un grad foarte bun pentru industrie, pentru așteptările tuturor, dar sunt și excepții. Gândiți-vă că în București sunt 400.000, peste 400.000 de pensionari. Și avem undeva la vreo 50 de oficii poștale. Este o medie foarte mare. Dacă ai pe fiecare oficiu poștal câte, nu știu, 300-400 de pensionari care vin la oficiu poștal, se creează astfel de coadă, dar procentual din numărul total de beneficiari e nesemnificativ. Și așa cum era de așteptat, sunt și astăzi cozi la oficiile poștale din toată țara, deși oficialii poștei sperau să termine distribuția scrisorilor până la finalul lunii august, mulți nu au mai primit deciziile de recalculare, cel puțin nu încă. Așa că nerăbdătorii oamenii merg să și le ridice singuri. Nu puțin sunt cei nemulțumiți de ceea ce găsesc ulterior în plic. Andrei Rotaru ni se alătură în direct cu mai multe detalii. Andrei, bine te-am găsit. L-am ascultat mai devreme pe directorul Poștei Române care spunea că este ceva normal. Pensionarii din spatele tău, cei cu care ai discutat în această dimineață, au înțeles acest lucru? Sunt de aceeași părere că e ceva normal? Bine te-am găsit, Radu, bun găsit tuturor. Este și nu o normalitate, să spunem așa. Noi ne aflăm acum în fața unui oficiu poștal din sectorul 2. Am stat puțin mai devreme de vorbă cu oamenii. Vorbim până la urmă despre unul sau două ghișee și în general se formează cozi la acest oficiu poștal. Asta ne spuneau oamenii cel puțin, însă sunt și unii care au venit după aceste decizii de recalculare și asta din mai multe motive. Nu dintr-unul singur, poate pentru că nu erau acasă în momentul în care poștașii au încercat să livreze aceste decizii, situație în care, bineînțeles, trebuie să vină la oficiile poștale sau pur și simplu acea decizie de recalculare nu a intrat în livrare, nu a ajuns încă pe mâna unui poștaș care, bineînțeles, să le ducă. Nerăbdarea pensionarilor în acest sens s-a văzut încă din prima zi, încă de când a început distribuția acestor decizii. Ne aducem aminte, acum aproximativ două săptămâni, planurile Poștei Române erau să livreze undeva în jur de 300-400 de mii de astfel de decizii pe zi la nivel național și totodată ne aducem la fel aminte, stăteam atunci de vorbă cu un poștaș din sectorul 6 care spunea că primește zilnic 20-30 de telefoane de la pensionari care îl întreabă când va sosi și decizia lor de recalculare și tot de atunci ne aducem aminte că nu puțini au fost cei care au fost dezamăgiți în momentul în care au deschis plicul și au văzut că pensia lor fie nu se modifică, fie se modifică, ei bine, cu foarte puțin. La ora 12 ar trebui să aibă loc o conferință de presă pe această temă. Așteptăm și noi detalii până atunci. Andrei, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații.
Donarea unui sistem Patriot Ucrainei a intrat într-un final în linie dreaptă. Senatul a adoptat cu majoritate de voturi proiectul de lege care reglementează cedarea unității după ce guvernul și-a dat undă verdea. Proiectul ar urma să fie adoptat și de Camera Deputaților în ședința de astăzi. După ce este parcurs procesul legislativ, transferul se poate face imediat pentru că sistemul este unul ușor de transportat, spun specialiști în securitate națională. România va primi un alt sistem Patriot de la Statele Unite în schimbul celui donat. Trecem la vot. Supun votului raportul și proiectul de lege. Vot, vă rog. 101 voturi pentru, 13 voturi împotrivă, 2 abțineri. Proiectul de lege a fost adoptat. Proiectul de lege a trecut de Senat cu majoritate de voturi la câteva ore după ce a fost adoptat în ședința de guvern. Concret, proiectul prevede că un sistem de rachete Sol-Air Patriot face obiectul unor acte de donație către terți. După adoptarea legii de către Parlament, guvernul va putea emite hotărârea care va face operativ actul de donație. Tot executivul este împuternicit să reconstituie capabilitatea de apărare Sol-Air a țării din bugetul alocat Ministerului Apărării Naționale. După ce este adoptat de Camera Deputaților ca for decizional și promulgat de șeful statului, proiectul va intra în vigoare. Transferul s-ar putea face imediat pentru că sistemul este ușor de transportat, spun specialiștii. Ele se pot deplasa și pe roți sau pe șenile sau se pot fi deplasate pe platforme. Și odată ajuns în locul în care este stabilit să funcționeze, cam într-o oră poți deja să intre în activitate. Deci sunt foarte versatile. Problema este că aceste sisteme nu funcționează autonom. Ele trebuie să fie integrate într-o concepție strategică de apărare a spațiului aerian. De aceea este nevoie de mai multe și informațiile trebuie primite nu numai de la radarele proprii, dar trebuie primite și de la alte surse de informare despre spațiul aerian. În schimbul sistemului donat, România va primi o altă unitate Patriot de la partenerul american, care ar urma să fie livrată până în 2027. O condiție foarte importantă pe care eu am cerut-o și, de fapt, și cei de la Ministerul Apărării au înserat-o în partea de negociere este ca această capabilitate, în momentul în care vine în înzestrarea Ministerului Apărării, să aibă dotările de la acea vreme în momentul în care vine și ne este livrată. Se discută și s-au agreat aranjamentele tehnice împreună cu partenerul strategic. Decizia privind donarea unui sistem ucrainei a fost luată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării la jumătatea lunii iunie. Până de curând, din cele 4 unități Patriot pe care forțele aeriene le-au în dotare, doar una era în serviciul de luptă. Tot în iunie, al doilea sistem a devenit operațional, după ce a fost testat în timpul unui exercițiu cu partenerii NATO în poligonul Capu Media. Tragerile cu muniție reală sunt ultimul pas pentru operaționalizare. Înseamnă că această subunitate, adică personalul care operează această tehnică, precum și tehnica însăși, combinate, sunt în măsură să execute o misiune defensivă reală. Celelalte două sisteme de rachete Patriot ar urma să devină operaționale până în primăvara anului viitor. Bateriile pe care forțele aeriene le dețin au fost achiziționate printr-un contract semnat în 2017, în valoare de 4 miliarde de dolari. În baza acestuia, producătorii americani mai au livrat până în 2027 încă 3 astfel de sisteme către forțele terestre române. Între timp, soldații Rusiei continuă să avanseze în estul Ucrainei, ocupând în luna august încă aproape 500 de kilometri pătrați. Este cel mai important avans lunar din octombrie 2022, anunță Institutul pentru Studiul Războiului, organizație care evaluează situația în regiune. Majoritatea cuceririlor au avut loc în Donetsk, iar cea mai mare parte a acestor progrese s-a realizat în direcția importantului nod logistic Pokrovsk. Armata Rusiei s-a apropiat la mai puțin de 7 km de acest oraș, de care depinde aprovizionarea trupelor ucrainene și apărarea estului țării. Datele centralizate de instituțiile internaționale arată că la 1 septembrie Rusia a ocupat peste 66.000 de kilometri pătrați din Ucraina, adică 18% din teritoriul național.
În Ucraina și Rusia, venirea toamnei înseamnă reînceperea școlii, dar cu mult mai multe griji în țara atacată de armata Moscovei. Adolescenții ucraineni încep ultimul an de liceu, cu gândul însă la războiul început acum 2 ani și jumătate. Dincolo de graniță, în regiunea Kursk din Rusia atacată de ucraineni, școlile au fost echipate cu adăposturi antiaeriene. Pentru elevii din estul Ucrainei, viața de zi cu zi sub rachetele și bombele Rusiei este un coșmar. Așa că orice pauză de la război este binevenită. Înainte de începerea anului școlar, tinerii au găsit un moment de pace într-o tabără din partea opusă a țării, în vestul mai ferit de atacurile Moscovei. Бо йдуть важкі обстріли. Дуже це важко переживаєш, особливо коли обстріли вночі. Буквально прокидаєшся від того, що тебе з ліжка ти підкидуєшся трошки через обстріл, так. А водночас легко, бо ти все-таки вдома в себе. Ти перебуваєш з рідними, зі своїми. Tabăra pentru copii afectați de război este a organizației de caritate Vocile Copiilor, sponsorizată de Fundația Olena Zelenska, soția președintelui Ucrainei. Pentru tinerii ucraineni, tabăra este o șansă rară de a socializa cu alți copii. А якщо психосоціальна допомога, спілкування були надані вчасно, в 90% випадків не буде подальших глибоких проблем, які розвинуться. Тому чуйність, спілкування, те, що діти тут отримують, цікавий час, проведений разом зі своїми однолітками і з такими цікавими менторами, до речі, це дає їм не тільки відпочинок, це дає їм, як ми сьогодні з ними розбирали, resurs. La câteva mii de kilometri depărtare, președintele Rusiei nu putea rata șansa unui discurs odată cu reînceperea școlii. Aflat în sudul federației, lângă granița cu Mongolia, liderul de la Kremlin și-a arătat grija pentru copiii din vestul țării, din regiunea atacată de Ucraina. И разумеется, мы сейчас думаем и о ваших сверстниках, о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей, которые вынуждены в силу известных обстоятельств заниматься онлайн, либо учиться в других коллективах. Безусловно, страна, наши вооруженные силы сделают все для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих детей, у этих ребят восстановилась. Уверен, так и будет, здесь не может быть никаких сомнений. Телевизионная Руса де Стат трансмита, что школы дин Курск au fost dotate cu adăposturi antiaeriene pe fondul incursiunii ucrainene. În ele, autoritățile au dus apă îmbuteliată și rechizite. Școlile din Kursk vor funcționa parțial cu prezență fizică, parțial la distanță, părinții având opțiunea de a alege ce cred că este mai bine pentru copii. Partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania este marele câștigător al scrutinului regional ce a avut loc în landurile Turingia și Saxonia. Ce înseamnă asta pentru politica națională din cea mai mare economie europeană, vedem imediat în jurnal. Prezentată ca o urgență legislativă, ridicarea plafonului de impozitare a pensiilor la 3.000 de lei va trece astăzi de Camera Deputaților. Inițiativa este deja disputată electoral între partenerii de coaliție, dar și de opoziție. Mii de pensionari stau și azi la cozi la oficiile poștale din țară pentru că mulți dintre ei nu și-au primit deciziile de recalculare. Sistemul de rachete Solar Patriot va fi donat până la urmă Ucrainei. Proiectul a fost adoptat de Senat astăzi, va fi adoptat și de Camera Deputaților, după care va fi livrat imediat. Zeci de mii de oameni au manifestat violent la Tel Aviv, nemulțumiți de felul în care criza ostaticilor este gestionată, în timp ce Marea Britanie anunță că va opri livrările de arme către statul evreu. Partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania este marele câștigător al scrutinului regional care a avut loc în landurile Turingia și Saxonia. Este pentru prima dată când o formațiune de extremă dreaptă câștigă alegerile într-un land din fosta Germanie de Est. Chiar dacă rezultatul este unul spectaculos, chiar istoric am putea spune, este puțin probabil ca principalele formațiuni politice din Germania să colaboreze cu AfD.
where the dust is beginning to settle after far-right party Alternative for Germany won the majority of votes in Thuringia state election. This marks the first time since Nazi rule that a far-right party has won a state election. Over in the East German state of Saxony, the AfD came a very close second to centre-right party Christian Democrats. As the country wakes up and begins to take stock, the main question remains if the AfD can form a coalition with far-left party Zara Wagenknecht Alliance or with the CDU, who has already ruled out a collaboration with a far-right party. Wagenknecht herself promised last night not to form a coalition with the AfD under Thuringia state leader Björn Höcker, who has already been fined for using Nazi slogans. The question of the AfD's influence remains on everyone's lips today in Thuringia. Marea Britanie anunță o suspendare parțială a exporturilor sale de arme către Israel. Drept explicație, Londra a evocat riscul ca munițiile să fie utilizate cu încălcarea dreptului internațional. Guvernul de la Tel Aviv este criticat și de alți parteneri importanți, inclusiv de Statele Unite ale Americii. Președintele Joe Biden a spus că Benjamin Netanyahu nu face suficient pentru a obține liberarea ostaticilor răpiți de teroriștii Hamas acum aproape un an. Netanyahu neagă însă acest lucru. Premierul israelian se confruntă cu un nou val de critici după ce armata a anunțat că 6 ostatici au fost executați de teroriști chiar înainte ca soldații israelieni să ajungă la ei. Președintele american Joe Biden l-a acuzat pe Benjamin Netanyahu că nu face suficient pentru a ajunge la un armistițiu care ar putea permite eliberarea ostaticilor ținuți în fâșia Gaza. Mr. President, do you think it's time for Prime Minister Netanyahu to do more on this issue? Do you think he's doing enough? No. Do you have a message for the hostages' family, sir? Yes, I've spoken to the American hostage. I spoke to his mom and dad, and we're not giving up. We're going to continue to push as hard as we can. În același timp, Joe Biden a precizat că Statele Unite sunt aproape de a prezenta o propunere finală negociatorilor care lucrează la armistițiu. Biden este în continuare încrezător că se va ajunge la o înțelegere care să permită eliberarea ostaticilor, doar că premierul Benjamin Netanyahu pare hotărât să lupte până la capăt pentru a distruge gruparea Hamas din fâșia Gaza. הרצח הנורא הזה, אני לא מאמין שמישהו יבוא, מישהו רציני יבוא ויגיד, עכשיו תעשו עוד ויתורים, אתם לא רציניים, החמאס רציני. אני לא מאמין שהדבר הזה קיים. לא מאמין שמישהו חושב את זה, באמת. ואני לא מאמין שהנשיא ביידן באמת אמר את זה. Netanyahu trebuie să facă față presiunilor atât peste hotare cât și în țară. După moartea celor 6 ostatici, în Israel au fost organizate manifestații masive, descrise drept cel mai mare protest antiguvern de la începutul războiului. Oamenii au ieșit în stradă pentru a doua seară la rând, iar forțele de ordine au intervenit brutal. Premierul Benjamin Netanyahu spune că este gata să accepte o primă fază a acordului de armistițiu, care prevede retragerea parțială a trupelor israeliene și eliberarea unor ostatici. În același timp, gruparea Hamas insistă pentru retragerea completă a soldaților israelieni din fâșia Gaza, scenariu respins ferm de Tel Aviv. Gruparea teroristă Hamas a răpit în octombrie anul trecut aproximativ 250 de civili israelieni. Peste 100 au fost eliberați în noiembrie, în urma unui armistițiu care a fost în vigoare o săptămână. Guvernul de la Tel Aviv estimează că 70 de captivi au murit și puțin peste 60 ar mai fi în viață. Dacă ținta este ca în România să circulăm pe calea ferată cu măcar 160 de km la oră, traversarea unui pod feroviar în țara noastră ar trebui exclusă din start. Peste 80% dintre podurile și podețele pe care trec trenurile la noi în țară au nevoie de lucrări de reabilitare și n-ar rezista la asemenea viteze. Baunele ar trebui închise și dărâmate, atât de vechi și degradate sunt. Autoritățile o dau din colț în colț. Ba, las că mai merge și așa, ba, n-are rost să ne apucăm oricum de lucrări, pentru că, oricum, cândva, nu știm când, e drept, vom închide podul cu totul. Urmăriți un nou episod din campania Euronews, România pierde trenul.
Dacă ai ghinionul să te afli în trenul care trece peste acest pod și te mai uiți pe geam, riști să stea puțin inima în loc. În apropiere de Racoș, în județul Brașov, un pod peste care trec zilnic zeci de trenuri arată de parcă ar avea zilele numărate. Așa arată doar unul dintre miile de poduri din România în care nu s-a mai investit în ultimii 30 de ani sau poate chiar mai mulți ani. Aici mi-e și frică să trag foarte tare de această zonă pentru că ea se desprinde și este beton, iar aici undeva înăuntru se vede cum apa intră și sapă fără niciun fel de problemă. Piese metalice din structura podului sunt aici. În mod normal, nici n-ar fi trebuit să fie un astfel de loc prin această zonă, doar că tablele care ar fi asigurat cumva fluenta la fel cum se întâmplă și la câțiva metri de mine au dispărut. Iar rugina este ca la ea acasă. Aici, nu știu dacă puteți să vedeți, este unul din șuruburile de susținere, cumva, care joacă fără niciun fel de problemă. Da, e un pod în care poți zice cu siguranță că ți-e frică să treci pe deasupra cu trenul și cu siguranță ți-e frică să treci pe jos cu mașina, pentru că nu știi în ce secundă bucăți din el se pot desprinde sau bucăți de beton. Ce ne-a speriat sau cel puțin îngrijorat pe noi nu are același efect asupra directorului regional CFR Brașov. Suntem asigurați că podul nu e un pericol pentru călători. Zona aceasta din beton, zona care deja o parte s-a rupt, o parte urmează să se rupă. Asta nu are nicio relevanță în ceea ce privește problemele de siguranță a traficului. Asta este o tencuială care este desprinsă, într-adevăr. Practic, în decursul timpului, după cum se spune, s-a și înroșit ploaia... Din cauza vechimii, sigur. Și atunci, probabil, e o problemă. Dacă ne uităm în partea aceasta de sus, vedem rugină peste tot, practic. Da. Bine, acum nu peste tot. Puteți să, dacă observați foarte bine, sunt acele contravântuiri care sunt lovite. Sunt lovite de... vehiculele rutiere. Da. Dar în rest nu. Iarăși, nu sunt ruginite. Ele, vedeți că ele au fost frecate de vehiculele rutiere care depășesc gabaritul pe înălțime. Da. Acum vorbim de mai mulți factori care au dus la un soi de deteriorare a podului în cauză. Bun, acest pod, să știți că din punct de vedere al structurii de rezistență nu este foarte deteriorat. Mm-hmm. Nu. Atunci înseamnă că merge lăsat așa. Nu merge lăsat așa pentru că infrastructura română trebuie modernizată. Trebuie, dar nu e nicio urgență. Astfel că până ne apucăm să modernizăm, mai peticim pe aici, pe acolo. La podul acesta au mai fost făcute lucrări de renovare? Au mai fost făcute lucrări de întreținere, de reparații. Da, au fost făcute, dar nu lucrări de reparații capitale. Da, pot să dorm liniștit știind că nu este niciun pericol pentru siguranța circulației. Când sunt pericole legate de siguranța circulației, fi sigur că se iau măsuri, fie de natură restrictivă, mergând chiar până la măsura cea mai radicală de închidere a circulației. Este incredibil câte șuruburi le miști cu mâna, efectiv. Și acum pe aici se circulă pe un singur fir. Adică toată presiunea este pusă pe șina asta. Directorul CFR ne spunea că pe aici în fiecare zi trec între 50 și 100 de trenuri, fie că vorbim de trenuri de marfă, fie că vorbim de trenuri de călători. Ca podul de aici sunt multe altele, fie uitate de toată lumea, fie trecute pe o listă pentru reparații, despre care nu știe nimeni când se vor și face. Suntem la intrare în Pitești și suntem pe unul dintre cele două poduri feroviare foarte vechi și dacă te uiți la șină îți dai seama că are niște probleme foarte serioase. Nu mai vorbim de tot felul de șuruburi care sunt slăbite peste tot. Podul în sine are nituri ca să ne dăm seama de vechimea lui și cam în starea asta a rămas în toată perioada asta de timp. Pe aici trec trenuri cu marfă, trenuri cu călători.
Cele două poduri traversează Bulevardul Petrochimiștilor, o arteră extrem de circulată. Datele tehnice arată că structurile prezintă fisuri, crăpături accentuate, chiar și dislocări de beton. Ca și în cazul podului din Brașov și cele două din Pitești au fost lovite de mașini de mare tonaj care au avariat grav construcțiile și așa vechi. Diferența e că aici, sucursala CFR Craiova a lansat proceduri pentru lucrări de reparații, însă unde nu se repară, se bagă restricții de viteză. Sunt foarte multe poduri care au probleme. În România lucrurile se rezolvă simplu. Nu poți să repari podul, atunci micșorezi viteza de circulație. Până la viteze de 5 km, 10 km la oră, absolut total incredibil. Numai anul trecut, CFR a introdus 42 de noi zone cu restricții de viteză din cauza stării tehnice a podurilor de pe traseu. Asta e situația la poduri în România. Se modernizează greu, se repară greu, se fac greu altele, totul se face greu. Cum este posibil să ai atâtea miliarde de euro prin PNRR pentru calea ferată și tu să ai niște șantiere răzlețe în țară, când toate aceste magistrale, această infrastructură pe care circulă trenul, inclusiv sau mai ales podurile, trebuie să fie într-o stare foarte bună. Ai banii necesari, ai și forță de muncă, ai utilaje. De ce nu se întâmplă lucrul ăsta de 30 de ani și de ce de 30 de ani trăim cu această frică pe calea ferată? Probleme nu sunt doar în zone aflate departe de birourile oficialilor. Un exemplu concludent e chiar podul Constanța, în București. Construit în 1938, structura n-a mai văzut reparații importante de prin anii 80. De atunci, doar peticiri de suprafață, nimic structural. Mai ales că trece peste, vedem bine, traversează o arteră de trafic intens circulată, nici nu vrem să ne imaginăm. Acum, dacă gândim la scară națională și știm bine că peste 80% din podurile care deservesc calea ferată au probleme mari de structură, de rezistență, normal că lucrurile încep să devină extrem de periculoase. Până la urmă, stai în tren și te gândești să nu se întâmple ceva, să nu cadă vreun pod. Mii de oameni trec peste sau pe sub pod zilnic, iar fiecare drum în zonă e cu emoții. S-a făcut ceva pe aici, dar deasupra trebuie consolidat. Normal ar trebui să fie dat jos. Podul. Făcut, da. Nu cred că structura mai rezistă. Cred că mai rezistă mulți ani. Care e riscul cel mai... Se prăbușească, pur și simplu. Uitați că pe aici trec trenuri grele de marfă. E București-Constanța. București-Constanța, da. Păi și vin grâne, ciment și așa mai trenuri departe. De călători. Plus ce mai duc în port mașinile de la Craiova sau asta de la Mioveni. Adică de vorbim Dacia. Deci de o greu. Tensiune mare transferată către pod, da, prin greutatea. Nu mai rezista mulți ani. Lipsa banilor, în general, e scuza. Nu cred că e lipsa banilor aici. De ce ziceți asta? Ministerul Transport n-a avut bani să refacă? Hai să fim serioși. Și atunci? Corupți. Degradarea unor poduri feroviare duce inclusiv la situații cel puțin neobișnuite. Pompierii din Alba s-au văzut nevoi să salveze un cal care a rămas blocat într-o gaură de pe un pod feroviar în zona Ocna Mureș. De cealaltă parte, oficialii din Ministerul Transporturilor spun că unele poduri nu mai merită reparate, pentru că într-un viitor, mai mult sau mai puțin îndepărtat, acele linii de cale ferată nu vor mai fi folosite. Venise un domn primar dintr-o localitate foarte populară, predeal, cu un pod rutier peste calea ferată, de refăcut că pică podul. Și după analize am constatat că viitoarea linie de cale ferată către Brașov nu va mai trece pe acolo. Deci e clar că lucrurile se schimbă și că lucrurile evoluează. Deci sunt odată poduri noi pe toate liniile modernizate, deci acolo unde se impune vor fi poduri noi și cele vechi practic vor fi abandonate, pentru că vor fi parcursuri feroviare abandonate. De ce sunt parcursuri feroviare abandonate? Pentru că mărirea vitezei la 160 impune alte curbe, alte raze de curbură și alte trasee, automat tuneluri, unde e cazul, sau poduri viaducte. Deci vor apărea, deci multe poduri din zona infrastructurii vechi nu vor mai fi necesare.
Cifrele oficiale ale CFR arată că există aproape 18.000 de poduri și podețe, peste jumătate dintre ele având durata de funcționare expirată. Mai grav e că o treime dintre poduri și-au depășit chiar durata de viață. Cu toate acestea, raportul de activitate al CFR pentru anul 2023 notează că au fost rezolvate doar 71% dintre lucrările programate pentru anul trecut. Principalul motiv invocat de oficiali e lipsa angajaților pentru acest tip de lucrări. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile orientare. Vă propun să rămâneți alături de Euronews România, pentru că de la fix vă așteaptă colega mea Monica Mihai. Între timp, nu uitați să intrați pe site-ul nostru euronews.ro. Până data viitoare, vă urez o zi excelentă. La revedere!